după căldura de vară de zilele trecute, vremea s-a răcit brusc. Furtuna Renata, care a adus un val de aer polar în Europa, a ajuns și la noi cu ploi, grindină și vijelii. În vestul țării, de la 30 de grade, astăzi erau doar 5. Meteorologii au emis pentru jumătatea de sud-est a țării un cod galben de vreme rea. Oamenii au trecut în câteva ore de la pantaloni scurți la geci și fulare. La Mărișel, în Cluj, la cota 1200, totul este acoperit de un strat alb, ca în plină iarnă. Imaginile din dronă arată zone întregi unde zăpada s-a depus consistent. În mai puțin de 24 de ore, ploaia s-a transformat în ninsoare, iar temperatura a scăzut brusc, până aproape de 0 grade. După ce acum câteva săptămâni au pus cizmele în pod, cei de la munte au fost surprinși de vremea care s-a schimbat peste noapte. Ceapa, uite, uite cum e acoperită. În gospodării, animalele stau zgribulite de frig, iar oamenii aleg iar lemne pentru foc. În grădini e dezastru. Ieri a fost vreme bună și uite, azi noapte, pe la 4, a început să ningă. Am pus cartofii, am semănat, dacă îngheață, apoi bai. Nici pomii care abia înfloriseră n-au scăpat de urgie. În zonă se anunță temperaturi sub 0 grade. Și tot în Cluj, pe vârful Buscat, la cota 1600, a nins ore bune. La Arieșeni, în Munții Apuseni, totul s-a acoperit de zăpadă. Ieri, 20 de grade, căldură frumos. Astăzi, când ne-am trezit, zăpadă și 0 grade. De la vremea aproape caniculară, acum un val de aer rece a pătruns din nordul continentului în Europa. Mare parte din țară este sub alertă de ploi și vijelii. În Maramureș, la stația Meteo-Ezer, au fost înregistrate temperaturi cu minus, iar ceața și ninsoarea au transformat radical peisajul. În pasul Mestecăniști din Suceava, stratul de zăpadă a ajuns la aproape 5 cm. Turiștii veniți cu haine de vară tremură acum de frig. Cei de la pensiuni au făcut deja focul pentru oaspeți. Ieri a fost ok. Au fost și soare, pe seară a venit o furtună și o tunată fulgerat și acum ninge, că trebuie căldurile la cameră. Ne-a prins iarna pe drum. Dacă acum câteva zile făceam plajă aici în Bucovina, noaptea trecută, iarna s-a întors. Hărțile prin satelit arată valul de ploi și temperaturi scăzute care s-a abătut asupra țării noastre. Din vest și până la Marea Neagră, furtunile vor mătura România, iar un plafon gros de nori va acoperi țara. La altitudini de peste 1000 de metri se anunță lapoviță și ninsoare. Zăpada s-a așternut și la vârful Omu, în masivul Bucegi. Dar șocul termic cel mai sever s-a resimțit în vestul țării. La Timișoara au fost acum 2 zile 30 de grade, în timp ce în această dimineață erau doar 5. Societatea de termoficare a reluat încălzirea caloriferelor în apartamentele racordate la rețea. Oamenii și-au luat din nou haine groase. Până acum umblam în tricou și în pantaloni 3 stern. Și acum am luat o bluză groasă, pantaloni de iarnă și ceaca. Episodul de vreme rece va ține până la finalul săptămânii. Sudul țării este acoperit cu un strat gros de nori, care aduce ploi și temperaturi scăzute. Hidrologii au emis și un cod galben de inundații pentru râuri din 6 județe, din nordul și centrul țării.